Știu că la un moment dat făceai tot felul de momente farse cu polițiști, cu taximetriști. Da. Bănuiesc că ai și niște întâmplări. Sigur, care te-au marcat fizic sau nu știu, ai avut ceva de genul ăsta? Am început prea tot cu fartele, erau foarte cu camera ascunsă, era Prada de Aur, epoca de aur, pentru că nimeni nu mă dădea în judecată, nimeni nu știa drepturile, adică cred că nimeni nu ar mai putea face treaba asta acum. Și într-adevăr, cele mai cerute de oameni erau clipurile cu polițiști. Cumva era subminarea autorității. Bă, mai leagă-te de polițiști, că-i tare. Și făceam tot felul de clipuri în care, la mine țin de că erau doi polițiști care stăteau în mașină, așteptau, nu știu, erau la raze sau ceva, și m-am dus cu niște table. Am zis, vă băgați la niște table, că dacă vă călma stați, știi? Încercam să parodiez tot felul de chestii. Am avut la un moment dat și un clip în care lumea parca pe locurile cu handicap și eu mă duceam cu un cărucior și am zis, pot să te ajut? Și cumva le sugeram să meargă să parcheze într-o zonă corectă. Uh-huh. Și pentru ăla am primit niște amenințări, niște chestii de genul ăsta, dar numai cumva cu timpul m-am cam obișnuit cu chestiile astea. Adică puțin sunt cei care au curaj să zică ceva pe stradă. Mulți în comentarii sau... Dar la clipul ăla, într-adevăr, erau mulți care m-au rugat, adică nu m-au rugat, mi-au impus să-l șterg și am zis, bă, dacă vrei să ne întâlnim să mă bați, eu sunt deschis să mă bați, eu nu-l șterg, asta e, mi-asum chestia asta. Adică au produs multe reacții clipul acela. Zi-mi un tip de umor pe care nu poți să-l faci în Cluj. Pe care nu poți să-l faci. Da, nu știu, un subiect din ăsta care chiar, păi nu, chiar nu e bine să intri. Cumva noi încercăm să avem un public de general pentru toată țara, adică. Și atunci nu cred că e ceva ce nu pot sau n-am voie sau nu știu ce, n-aș putea să zic. Cred că umorul e liber și probabil și dacă noi am încercat toate stilurile de umor, adică probabil unele nu au funcționat, știi, dar le-am încercat pe toate, adică nu cred că e ceea ce nu putem face în Cluj. Cât de sensibilă mai e treaba asta cu ungurii și românii în Cluj? Asta e chestia, că tot timpul de la depărtare vede lumea că e ceva problemă, când ești aproape nu. Adică noi îți dai seama că trăind în Cluj, ne întâlnim cu oameni de etnie maghiară, suntem prieteni cu ei, te întâlnești și zici, e de treabă, adică cum aș putea avea ceva cu ungurii, că Jolt e maghiar, știi, Jolt e super de treabă, ar da cămașa de pe el pentru mine, știi, atunci te gândești, adică înțelegi mai bine. De obicei, chestiile astea de separație, de segregare, le vezi din exterior, știi, când am auzit că acolo e rău și greu și așa mai departe. Dar n-am văzut niciodată, știu niciun maghiar, dar am o impresie. Eu nu zic că nu există român răi sau maghiar răi, nu zic de chestia asta, dar eu cel puțin n-am avut nicio treabă cu asta și cumva datorită, din respect pentru maghiarii de treabă pe care îi cunosc, trebuie să popularizez că ar trebui să fim uniți, să ne înțelegem unii cu ceilalți. Mm-hmm. Dar rivalitatea asta fanii CFR-ului cu fanii universității există? E reală? Da, adică acum depinde ce înseamnă, adică nu mai stat, nu știu, poate în trecut erau chestii mai violente, acum nu mai e cald. Acum ați pur și simplu la un nivel de galerie în care fiecare are galerie, adică poți să fii în Cluj-Napoca, galeria lui CFR care se întâlnește și merge la meci, galeria lui Cluj, bineînțeles că galeria lui... Dacă se întâlnesc pe stradă, așa nu se întâmplă mare. În general, cred că și dacă se întâlnesc, probabil o să fie jandarm pe acolo, știi, adică maxim strigă unul la altul din... Fiind prinși de oameni, pentru că și eu de multe ori mi se întâmplă, mă duc la câte un meci de fotbal și îmi place, mă trezesc cu știi, și zic, ce bine, știi, te eliberează, e ceva acolo magic, știi, să faci parte dintr-o chestie mai mare. Dar e destul de plixitor la nivelul de bătaie, nu prea mai este bătaie la nivelul ăsta. Parcă nici în București nu mai. Da, nu știu cum era pe vremuri. Da, acum maxim se întâlnește lumea la stadion, galeria într-o parte, galeria în altă parte și începe acolo un recital, știi? Uh-huh. Și cu pancarte și așa mai departe. Dar, într-adevăr, galeria Cluj e mult mai mare, pentru care și tradiție. Am mulți prieteni care nu-s neapărat din Cluj, au venit la Cluj, dar sunt și la universitate, la Politehnică și automat au preluat chestia asta cu Cluj. Își cumpără tricouri, merg la fiecare meci, îți prevenți, copiii mici, copiii lor și-au făcut cu tricou cu Cluj, ea probabil o să crească cu chestia asta, deci cu siguranță Cluj are o bază de fani mult mai mare în Cluj și probabil așa o să fie și în anii următori, chiar dacă CFR poate să aibă performanțe. Uh-huh. Ai fost la meciuri? Da. Au fost meciuri care te-au marcat, așa, te-au impresionat? Da, cred că am fost chiar la, cred că când a câștigat CFR campionatul, am fost chiar pe terenul lui Cluj. A fost pe terenul lui Cluj, nu mai știu dacă prima dată sau, cred că a doua oară când a câștigat campionatul, era pe stadionul lui Cluj, aveau nevoie de victorie și au primit un penalti CFR în minutul 80 și a dat gol. Și eram acolo, eram neutru acolo, eram între fanii lui Cluj, știi, și am prins senzația de la Cluj în momentul în care au dat gol CFR-ul și au câștigat pe stadionul lor. Ți se pare diferit umorul de la Cluj și umorul de la București? Se pare că oamenii reacționează diferit la umor? Eu cred că da. Adică la București le plac chestiile mai
caricaturizate, să zic așa. Le plac chestiile absurde. Uh-huh. La Ardelen cred că le plac mai mult chestiile în care s-o regăsesc și ei care gen... Da, 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 așa și eu, știi? Uh-huh. Adică la... Nu știu, la București ar merge dacă bunica mea ar părea cu un Lamborghini pe stradă, ar zice, ce fac, mă, hai încoace? Și la noi, la Ardeal, poate ar prinde mai bine bunica care face de mâncare, adică ceva mai în elementul ei, știi? Adică diferența între contrast și chestii naturale. Da, 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 da. Apropo de bunica, toată lumea a întrebat pe aici dacă nu cumva vine și bunica. Da, bunica, da. Bravo. Unde e bunica? Bunica, să știi că unde mă duc pe stradă, cea mai des întâlnită întrebare e unde e bunica? Unde e bunica? Și probabil dacă răspund la doua întrebare, dacă unii mai întreb dacă chiar, și, dacă chiar e bunica ta, știi? Da. Deci, bun, cred că majoritatea oamenilor știu că nu e bunica mea. Bunica e acasă, bunica e acasă, ea e foarte prezentă în clipurile noastre, dă foarte multă energie. Eu cumva am o datorie să găsesc un echilibru, trebuie să nu o obosesc prea tare, în același timp ea vrea să vină, ea vrea să fie prezentă la fiecare filmare, știi? Adică, gen, adică ea nu poate să mă refuze, știi? Deci trebuie să fiu foarte atent, am avut și turneul ăsta de promovare, noi am fost în 25 de orașe, pe bunica am dus-o în 7 orașe. Și când simțeam că e un pic obosit, ziceam tante Nuța, haideți să mergeți acasă să vă odiniți. Dar e foarte power, forță, știi? Adică ea nu ar putea arăta un pic că e obosită. Tot timpul vrea să fie cea mai tare acolo, știi? Are chestia asta, știi? Dar care e povestea cu bunica? Cum ați ajuns la ea? Să spunem, nu-i bunica ta, cum ai văzut mai devreme. Ați luat-o în echipă la un moment dat. Am luat-o în echipă, cred că era 2016 și atunci am avut o decizie dacă o să ne mutăm la București sau continuăm la Cluj. Am hotărât că rămânem la Cluj și cum ziceam, hai să ne folosim de faptul că bun. Pierdem anumite chestii, că nu suntem la București, nu avem acces la anumite vedete, dar hai să vedem în Cluj ce are specific, ceva interesant. Și știam pe tantele Nuța de la... I-au cochetat un pic cu televiziunea, mai de exemplu, când era o televiziune care vrea să facă un reportaj despre Paști și cum se pregătesc gospodinile, mergea la tantele Nuța și ea vorbea super degajat despre cum se fac sarmalele sau cum se fac răciturile și așa. Și era fără trac, n-avea niciun fel de emoție. După am avut și o mini-emisiune cu mama ei la o altă televiziune din Cluj. După care a fost într-o perioadă de inactivitate de vreo 3 ani și am abordat-o eu și am spus să rămână, uitați, suntem niște tineri care face niște chestii pe internet, v-ar plăcea? Și am zis, păi... Hai, priată, mănâncă și după aia vorbim. Am mâncat ceva și țin minte că am filmat două clipuri cu ea și din prima o rupt. Deci din prima a fost ce trebuie. Personaj bunic. Deci a star was born, știi cum se zice. Face și mâncare bună. Până. Face foarte multă mâncare. Adică e un păcat să te duci la ea mâncat, știi? Cred că dacă îi zic că m-am dus mâncat, cred că mă bate. Știi? Deci, adică cumva dacă mă duc la ea... E mâncat, pleci bătut. Da, dacă a doua zi filmez la ea, cu o zi înainte să atent. Bun, hai să nu mănânc prea mult, să fiu pregătit. Pentru că sunt multe feluri și oricât ai mâncat, zice, n-ai mâncat nimica. Uh-huh. Deci că mănânci un fel sau patru feluri, tot timpul o să zic că n-ai mâncat nimica. Cum te descurci cu celebritatea? Și aici chiar vorbesc serios. Dacă ai, la un moment dat a început lumea să te recunoască pe stradă, cum ai reușit să gestionezi treaba asta? Da, noi am început în Cluj. Nu, într-adevăr, asta s-a întâmplat acum 9 ani de zile. Cumva m-am cam obișnuit cu cum să gestionez fiecare situație, fie că te iau, nu faci o glumă, știa mai dur, fie că e cineva să cere lucruri sau ceva, știu că am cum să gestionez. Eu vreau să menționez că am un mare avantaj că stau în Cluj. Cred că viața de celebritate e mult mai grea în București. Adică aici e tot felul de evenimente, aici e tot felul de zone VIP unde mergi și așa mai departe. La noi, la Cluj, nu e mai socialist oraș, așa. Eu mă simt în Cluj ca și cu un beat în pauza mare, în liceu, știi? Adică mă cunosc cu toată lumea, mă salut cu toată lumea, dar sunt ok, super bine. Cumva îmi dau seama că oamenii se așteaptă la mine să fiu bine dispus tot timpul. Nu cred în chestia aia, gen, e timpul meu liber, nu mă deranja. Eu cred că, fiind persoană publică, automat, timp, în fiecare moment, cumva, oamenii au dreptul să fie entuziasmați, să vină la mine să mă salute sau să-și dorească o poză sau ceva. Și cumva îmi iau treaba asta în serios, îmi dau seama că dacă ies în oraș, am o datorie să vorbesc frumos cu toți oamenii, să le ofer energie și eu, într-adevăr, îs genul care îmi place să vorbesc mult, îmi place să vorbesc cu necunoscuți, să stau la povești cu ei și eu cred că mă potrivesc pentru chestia asta. Uh-huh.